Serviciile de ambulanță sunt printre cele mai solicitate din țară. De intervenția promptă a medicilor și a asistenților medicali, depinzând în cele mai multe cazuri viața unor oameni. Acest lucru este valabil și în Hunedoara, unde serviciul de ambulanță județean face față din ce în ce mai greu solicitărilor din cauza numărului redus de personal. Astfel, serviciul de ambulanță județean Hunedoara activează cu doar 50% din personalul prevăzut în normative. Personalul angajat al serviciului județean de ambulanță Hunedoara este în număr de 283. Avem 110 ambulanțieri, 104 asistenți și 23 de medici angajați. Ceilalți sunt personal TESA și personalul auxiliar și personalul din dispecerat. Avem o nevoie acută de personal, de suplimentarea numărului de personal. Este un aspect care se cunoaște la Ministerul Sănătății. Depindem de numărul de personal al Ministerului Sănătății pentru și de buget pentru rezolvarea acestor probleme. Nu este un caz singular, doar la nivelul județului Hunedoara, în întreaga țară a fost un deficit de personal. Este deficit de personal mare. Cel mai mare deficit de personal a fost la nivelul București-Ilfov. Serviciului de ambulanță București-Ilfov, noi eram undeva pe la 50% ca și normativ, ca și acoperire cu personal în funcție de normativele aprobate. Doar anul trecut, pe lângă activitățile uzuale, pe adresa Serviciului Județean de Ambulanță Hunedoara au venit în jur de 100.000 de solicitări prin numărul 112, acest lucru însemnând în medie o intervenție pe oră doar în cazul situațiilor de urgență.